Zelenski, mesaj în toiul nopții, nu mă ascund. Și nu mi-e frică de nimeni, în Ucraina bombardamentele continuă din toate direcțiile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a publicat pe Facebook un videoclip în care spune că rămâne în biroul său din Kiev cât timp este nevoie pentru a câștiga războiul. Sunt aici, pe strada Bancova, unde este sediul administrației prezidențiale. Nu mă ascund și nu mi-e frică de nimeni, eu stau atât timp cât este nevoie pentru a câștiga acest război. Zelenski a arătat imagini cu Chievul noaptea din biroul său aflat în centrul capitalei pentru a dovedi că mesajul a fost înregistrat luni seară. Trupele noastre sunt aici, cetățenii sunt aici, a spus Zelenski în videoclip, adăugând, toți suntem aici pentru a proteja independența țării noastre. Și va continua să fie așa. Slava apărătorilor noștri, slava Ucrainei, slava eroilor.